Consiliul Județean Dâmbovița, în colaborare cu Arhiepiscopia Târgoviștei și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, a organizat simpozionul dedicat Zilei Internaționale a Familiei. După cuvântul de bun venit al directorului general DGASPC și după binecuvântarea Arhiepiscopului și Mitropolitului Târgoviștei, Nifon, transmisă de preotul Adrian Rada, președintele Consiliului Județean, Adrian Țuțuianu, a vorbit despre importanța familiei în societate. Când a venit cu ceva în sprijin unor familii nevoiașe, familii cu foarte mulți ani de căsnicie, un exemplu pentru toți, nu pot fi exemplu la capitolul ăsta, totdeauna, da? Și dacă venim în sprijin unor familii tinere, care nu au de niciunele la momentul când au început viața în cuplu, eu cred că ar trebui să fie un semnal pentru toată societatea românească, pentru toată Dâmbovița și toți cei care pot să ajute, trebuie să vină să ajute. La eveniment a fost prezent și un invitat special. Rovana Plumb, ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, aflată în vizită în județul Dâmbovița, a fost alături de cei care acordă o importanță deosebită familiei la Biblioteca Județeană Ion Heliad Rădulescu. Familia trebuie să aibă un rol social care să conducă la o construcție normală a societății din România. Vreau să vă spun că în calitate de ministru al muncii, al familiei, vom pune accent și în continuare pe tot ceea ce înseamnă măsuri de sprijinire a familiei și a copilului, cât și a persoanelor vârstnice. Pentru că pentru mine familia înseamnă din prima zi de naștere și până când îmbătrânești, familia înseamnă copil, înseamnă părinți, înseamnă persoane vârstnice. După alocuțiuni și prezentarea materialelor de către organizatori, două familii longevive, o familie tânără și trei aflate în dificultate din județul Dâmbovița, au fost premiate cu produse electrocasnice, sume de bani, torturi și alte obiecte oferite de organizatori și un sponsor.